explica medicamentele care trebuie să luați după operație. Prima dată avem emosul, este anticoagulant, este injecție, se face una pe zi, e o dată la 24 de ore și trebuie făcut la ore fixe. Dacă astăzi faceți la 12, mâine trebuie să faceți neapărat la ora 12. Da? După care avem antibioticul cu probioticul. Prima dată luați probioticul cu diferență de un sfert de oră, luați antibioticul. Da? Una pe zi probiotic, două pe zi antibioticul, o dată la 12 ore. După care avem Arvelisul, este calmant, luați doar la nevoie, când aveți durere, okay? Maxim 3 pe zi. Aici avem Pantosul, este pansament de stomac, se ia una pe zi dimineața pe stomacul gol. Okay? Aici avem o cutie de vitamine, asta este sirop și asta e tabletă. Prima dată începem cu siropul, o lingură pe zi, după ce terminați toată sticla, treceți la tabletă, da? O tabletă pe zi. Aici avem Calcio Santos cu vitamina C, una pe zi, este o tabletă fervescentă, se pun în apă, așteptăm 5 minute ca să dispară gurile, după care beți. Și după lacul care este pentru constipație, luați doar la nevoie. Când vedeți că nu puteți să ieșiți la treabă mare, 3-4 zile, luați un capac pe zi la nevoie.